Data de 20 martie are o semnificație aparte pentru Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Acum 75 de ani s-au pus bazele instituției de învățământ. Cu acest prilej, mai multe evenimente au fost organizate de conducerea universității. În aula magna Alexandru Ioan Cuza din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați, studenții Facultății de Arte au interpretat imnul național al României și cântecul academic Gaudeamus Igitur. A urmat rostirea rugăciunii Tatăl nostru. Ziua a continuat cu o serie de alocuțiuni prin care a fost evidențiată evoluția acestei universități. Evenimentul aniversar a reunit autorități centrale și locale, reprezentanți ai unor instituții regionale, precum și doctoranzi gălățeni. Momentul aniversar a fost binecuvântat de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, care a acordat universității cea mai înaltă distincție eparhială, Ordinul Crucea Sfântul Apostol Andrei. Universitatea Dunărea de Jos, care astăzi i s-a spus nava amiral a Dunării și a sărbătorit ziua ei la 75 de ani, o sărbătoare de diamant a rezistenței prin cultură și spiritualitate, inovare și cercetare, dându-și întâlnire toate universitățile aproape din România. Cum să nu mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-am simțit încurajați mereu de biserică și nu-i puțin lucru ca preafericitul părinte patriarh Daniel și sanctitatea sa Bartolomeu al Constantinopolului să se înscrie printre doctorii cauzei de onoare pentru legătura dintre credință și cultură, și Universitatea Dunărea de Jos știe să fructifice cum se poate mai bine pentru timpurile noastre și credința și cultura și comuniunea și cooperarea dintre noi și românii de pretutindeni. Întotdeauna avem alături de noi prieteni și colegi și mentori și oameni de suflet și oameni de inimă și oameni de minte, pentru că până la urmă ce este universitatea? Un loc în care se adună cei buni, cei inteligenți, cei creativi și din care pleacă generații care sunt și mai buni, și mai inteligenți, și mai creativi. Este o aniversare importantă, 75 de ani, o vârstă frumoasă pentru universitate și sunt câteva acțiuni care vor continua, în care încercăm să punem la oaltă toate tipurile de activități, proiecte și parteneriate pe care le avem. Evenimentele aniversare vor continua în zilele următoare cu inaugurarea noii biblioteci a Universității Dunărea de Jos și premierea unor profesori reprezentativi, precum și a unor studenți care au contribuit la prestigiul universității, atât la nivel național cât și internațional.